În funcția de vicepreședinte au fost aleși Floarea Baciu, Anca Gâtlan, Lucian Motoveleț, Angelica Pânzar, Ovidiu Jvarț, iar în cea de secretar executiv, Lelioara Andrieș, Georgel Grosu, Marian Holovatec, Adrian Tabarcea, Gianina Zlatariu și Gelu Ignat. Delegații au mai ales în funcția de trezorier pe Gianina Marcu. Din conducerea organizației fac parte oameni de afaceri, economiști, ingineri, un maestru al naiului, Ovidiu Jvarț, și un cântăresc de muzică populară, Lucian Motoveleț. Aceștia sunt membrii PMP care fac parte din conducerea organizației municipale a PMP Suceava. La ședința de alegeri care a avut loc la sala mică a Casei de Cultură din Suceava au participat 150 de delegați din municipiul reședință de județ. Liderul organizației județene a PMP, Corneliu Popovici, a anunțat că la ședința de alegeri trebuia să fie prezent și vicepreședintele Partidului Mișcarea Populară, Cristian Deaconescu, însă acesta nu a mai ajuns din cauza transportului. Trebuia astăzi să fie prezent în rândurile noastre, după cum am făcut și anunțul public, domnul Cristian Deaconescu, vicepreședinte al Partidului Mișcare Populare, însă din motive de a ajunge de transport spre Suceava, acest lucru nu s-a putut face, dânsul cerând să, dacă putem, de ca la ori, conferința pentru amiază, ceea ce am zis că nu se poate face. Dacă aeroportul Suceava ar fi fost funcțional astăzi, nu am fi fost un județ în care accesul este foarte, foarte greu. Invitată la ședința de alegere a organizației municipale a PMP Suceava, conferențiar Adriana Dabija, de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, a declarat că a fost surprinsă atunci când a primit invitația de a participa la ședință. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi la această conferință importantă pentru viața politică a comunității locale. Am fost plăcut surprinsă de această invitație, de care Partidul Mișcarea Populară dorește apropierea de mediul universitar, de cadre didactice, de studenții și absolvenții Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Sunt cadru didactic la o facultate de inginerie. România numără prezent în medie 50.000 de ingineri pe an. Numărul tinerilor care vor să devină ingineri ajunge la aproape 26% din totalul studenților înscriși în învățământul de licență public și privat, un procent destul de important. Doar un aspect legat de activitatea în cadrul facultății îl supun atenției dumneavoastră. Facultatea de Inginerie Alimentară promovează, printre altele, încurajarea creativității studenților în dezvoltarea unor produse alimentare inovative, care să utilizeze materii prime specifice din Bucovina, din păcate aceste materii prime specifice acestui gorț de rai, Bucovina, nu sunt pe bine valorificate prin metode de producere care vizează protejarea mediului înconjurător. Președintele organizației județene a PMP Suceava a ținut să explice importanța acestor alegeri și a întâlnirii de duminică a membrilor de partid. 1. Suntem într-un an preelectoral, iar organizația municipală a Partidului Mișcare Populară Suceava trebuie să fie foarte bine organizată și pregătită. 2. Dorim să transmitem către electoratul sucevean că anul 2016, alegerile din anul 2016, trebuie să aducă un nou suflu în actul de administrare locală. Acest lucru se poate face numai cu oameni noi, cu oameni care au performat în activitatea lor, cu cei care nu au fost implicați și precum și cu cei care nu au fost implicați politic până acum. Nu trebuie și nu vom promite minuni în campania electorală. Vom fi corecți și onești și vom spune cetățenilor ce dorim să facem, ce vom face cu transparență și corectitudine în beneficiul tuturor sucevenilor și nu doar în beneficiul unui grup de interese și de putere, a spus Constantin Munteanu. În opinia sa, la nivel local, unele instituții ar trebui reorganizate, însă este nevoie de o transparență mai clară în cheltuirea banului public. Chiar și siguranța cetățeanului este una din prioritățile conducerii organizației municipale a PMP.